Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre dragoste în această perioadă. Ar fi trebuit să fie în iunie, dar deja a trecut o grămadă din iunie, dar poate să fie pentru o lună de zile, pentru două, pentru câte vreți voi, pentru o săptămână, pentru două săptămâni. Vedem cât de des o să reușim. Dragoste în această perioadă. După cum vedeți, am ales cele mai mirositoare și mai frumoase flori de sezon. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Asta e un trandafir. Cum să fac eu să-l vedeți și mai bine? Vedeți? Este un roșu închis, dar atât de catifelat. Ia. Cum să fac? Așa, vedeți? Așa îi vedeți mai bine? Nu? Deci 1, 2 și 3. Dacă strănu, să știți că e din cauza lor. Vă puneți pauză, vă alegeți și eu. Începe talarea. Numărul 1. Cei care ați ales acest buchet de flori. Tot trandafire. Tot trandafir. Există o notă de dulceață. Nu e trandafir de dulceață, dar e o notă de dulceață în acest trandafir. În timp ce am amestecat, a apărut 6 de spade și valetul de spade, dar pe orizontal. E o chestiune de comunicare și de distanță. Iar lipsa comunicării sau comunicare fluctuantă, afectată de o detașare mentală sau de o distanță, afectează această viață, interesant, această viață sexuală sau dragostea, aveți drumuri de făcut, probabil, unii dintre voi, la capătul setului de cărți, aveți soarele, se poate manifesta bucurie într-o relație cu cineva care vă atrage sexual, dar nu chiar va atrage foarte mult, dar trebuie să vindecați această atracție, poate chiar o obsesie. Poate că vreți să vă întâlniți unii dintre voi, rămâne de văzut. Ideea este că este într-o zonă pentru mine la capătul setului de cărți, uneori înseamnă nemanifestat încă. Rămâne de văzut dacă apare acest potențial să vă întâlniți cu personajul la care vă gândiți. Dar e o obsesie, atracție super, super puternică între voi și cineva care trebuiește vindecată. Poate că distanța vă ajută. Da, ia uite, am deschis la 7 de cupe. Visați, aveți opțiuni. Nu zice nimeni că n-aveți opțiuni și voi și ceilalți, dar cred că din cauza distanței și a neînțelegerilor în comunicare, unii dintre voi, dintre opțiunile pe care le aveți, ia uite că nici nu vor să intre. Vedeți că nu vor să intre cărțile? Mai, trebuie să lucrați la capitolul adaptare. Adaptare față de celălalt, față de cineva din, eu știu, dintre opțiunile acelea. Dar am zis, dintre toate opțiunile, e una atât de puternică. Vedeți, acest buchețel, de fapt, e o crenguță cu multe buchețele. N-aș spune, musai, că sunt multe opțiuni. Aș spune că aveți multe potențiale cu acest personaj, așa sunt ghidat. Aveți multe potențiale cu acest personaj. Dacă nu l-ați întâlnit sau n-ați întâlnit-o, urmează, ar trebui să vă faceți timp, chiar dacă aveți drumul, chiar dacă nu comunicați corect, lucrați un pic la capitolul acela la comunicare. Lucrați un pic. Să dau acestea deoparte. Numărul 1, dragoste în această perioadă. O dată, de două ori, de trei ori. Ce vine în plus? Da, vă simțiți abandonați, ar trebui să o luați de la zero. Poate că, da, vă simțiți abandonați din cauza unei lipse de comunicare, din cauza că nu ați riscat. Aha, interesant, nu ați riscat. Ia uite, la capătul setului de cărți, încă obsesia unei iubiri, mari iubiri, asul de cupe și diavolul. Probabil că cine vă vindecă, cine vă oferă această mare, mare dragoste, vine și cu o energie foarte intensă. Nu știu a cui este această obsesie a voastră sau a lor, poate a ambilor, dar asta e.
Hai să vedem, tăiem cărțile. Gata, de două ori, de trei ori. Asta tot vrea, ia uitați-l, tot vrea, tot vrea, tot vrea să apară. Ia uite, 5 de monede iar. Măi, dar 5 de cupe, plângeți după cineva, vă simțiți abandonați, știți? Ia uite, vreți să vă împăcați cu cineva. Judecata. Vă dați seama că dacă n-ați riscat, ați văzut, era zero. N-ați riscat într-o direcție, într-una dintre opțiuni și acum vă simțiți singuri. Poate aveți probleme în cuplu și acel personaj și acea opțiune, dar nu era doar o opțiune, era mai mult de o opțiune, era all inclusive. În fine, vă dați seama că ați pierdut o ocazie. La capătul setului de cărți, interesant, o căsnicie sau niște, sau un job, vă ține, în loc să vă țină dragostea, treci noaptea, vă țin grijile pentru familie sau pentru job sau pentru... Familie poate să fie și rude, da? Și părinți și copii, da? Nu neapărat soț-soție. Aveți de făcut bani, de lăsat moșteniri, de creat siguranță pentru ceilalți și pentru voi, într-o formă sau alta și asta. Asta vă ține pe loc, interesant. Și vă faceți griji, noaptea, în loc să faceți dragoste, iată, iată ce faceți. Ia uite, 7 de spade. Șapte de spade a fugit de dragoste. Cine a fugit de dragoste, de prea multe emoții? Pentru că aveați responsabilități. Hai mai... Ia uite, ia uite. 6 de cupe, regele de spade, 9 de cupe. Multe cupe. Și frumoase, și triste, și goale. Într-un cuplu vă simțiți singuri, împreună cu cineva, cât ați fi de logici, de raționali, de sobri, împreună cu cineva, un suflet pereche, care, acel as de cupe, aș spune, care vă umple sufletul de drag, în preajma acelei persoane sunteți cu totul altcineva. Dar v-ați ocupat prea mult de muncă. Probabil că sunteți dezamăgiți de alte situații din viața voastră, 3 de spade, 4 de spade și nu ați îndrăznit, ați fost un pic prea neîncrezător cu 5 de spade. Conflicte mentale au apărut în această relație cu un suflet perechi. Clar. Încă, ia, hai să clarificăm. Clarificăm 5 de monede. Ia uite, regina de spade, rațiunea. Dar pentru unii poate să fie și dorința de a vă vindeca și de a vă elibera, inclusiv legal, de niște responsabilități. Poate ați muncit prea mult pentru banii ăștia și v-ați sacrificat relația în care sunteți. Poate relația în care sunteți trebuie să vă eliberați de relația în care sunteți în cazul în care munciți prea mult și nu mai aveți timp de voi, de dragoste, de, eu știu, de speranță. 5 de cupe. Prea multă rațiune. Dragostea nu poate fi tratată. Ia uite. Dezamăgire. Cel rănit provoacă răni, ca să știți, da? Dacă sunteți dezamăgiți dinainte, din avans, din familie, din copilărie, veți avea relații care vă aduc suferință. Da? Aveți pasiune, dar o rețineți, pentru că n-aveți, nu simțiți că aveți cu cine. Judecata. Clarificăm judecata pentru numărul 1. Ia uite, vreți să vă împăcați cu... Nu e cu persoană... Cum să explic? Nu știu, poate pentru unii e... Da. Aveți o mare atracție pentru cineva, o persoană independentă, 9 de monede. Dar care a plecat? 8 de cupe. A plecat pentru că nu s-a simțit înțeleasă, nu s-a simțit auzită, simțită, să zic, din punct de vedere emoțional, n-a avut împlinire. Poate eu așa simt. Posibil că vreți să vă împăcați cu acest personaj.
Probabil că această atracție despre care am vorbit, diavolul acela, diavolul în ce sens, atracție sexuală, a venit într-un moment în care voi erați deja răniți, epuizați din cauza unor alte situații și n-ați avut încredere. A zis că puneți capăt, că nu-i cazul, că e, să zic, o cauză pierdută și totuși, punând capăt, v-ați adăugat încă o rană în plus. Și asta vă apasă. Ia, dă-mi o carte despre această împăcare, judecata. Singura carte mai clarificăm judecata. Wow! Crucea și sicriul. Clar, cineva a plecat din viața voastră, un personaj, mai, nu se compară 9 de monede cu 5 de monede. Ce-a mai apărut aici interesant, 35. Într-un fel sau altul, putea să vă găsiți ancora împreună, unul lângă celălalt. Dar nici, din niște motive, poate ați avut aspecte pe casa 8-a, văd 8, casa 8-a scorpionului. Lucrul acesta, deci această atracție, această judecată, acest personaj pentru mine, 9 de monede, inspiră la independență. Ia, vedeți cartea? E mai aproape. 9 de monede inspiră la independență. E un personaj care nu poate să stea în relații sărăcăcioase, emoțional, mental. E nevoie de comunicare și dacă n-a fost comunicare, dacă au fost dezamăgiri, dacă a fost un ego, să zic, care n-a avut încredere în dragoste pentru că a fost rănit, nu căutăm scuze, dar e un adevăr, acest personaj a plecat. A plecat. Putea să vă ofere stabilitate, putea și voi să le oferiți stabilitate cu ancoră, dar deocamdată cărțile arată că lucrurile au trecut cu 8 de cupe, de-aia atâta durere. Adică, repet, la dezamăgirile pe care le-ați avut, ceva nu. N-ați mers mai departe de zero. A venit zero și 5 de monede. Unul dintre voi n-a riscat. Eu zic că amândoi, că na, nu poate doar unul să. Da. Unul a stat la baza acestui. Cum să exprim? Nemanifestări. Dar ce e foarte interesant, că dacă aveți credință, crucea totuși pentru mine înseamnă credință. 3 și cu 6 e 9. Este numărul lui Jupiter. Este profesorul benefic. Dacă aveți credință, dacă vă rugați, și sunt 3 cruci, poate că trebuie să vă rugați în multe feluri. Puteți să renașteți. Pentru că moartea, de fapt, înseamnă trecere și transformare. Puteți să renașteți cu credință. Posibil ca această experiență vă provoacă, dacă ați fost prea fixați pe material, pe rațiune, să vă testați credința și răbdarea de a vă ruga. 35-36. 33 să însemne ceva pentru unii dintre voi. 33 este cheia acestei povești. 27, nevoia de a comunica eventual suferința, atracția, transformările prin care treceți, nevoia de a comunica persoanei respective. 33 se reduce la 6, numărul iubirii. Dar 3 înseamnă comunicare, comunicare insistentă și ați văzut, a venit valetul de spade care bloca probleme în comunicare, tăcere, tăcere din orgoliu, din neîncredere, 5 de spade, din conflicte mentale. Sunt chestiuni care țin mult, 3 iarăși, 3, 36, 35, iar 3. Și judecata înseamnă această lecție, iar regina de spade ar trebui să comunice, probabil personajul a comunicat, nu știu, unul dintre voi a comunicat, celălalt n-a comunicat. Și aici este judecata. Judecați, ați făcut bine? Cine a făcut? Ceva s-a întâmplat. Poate să fie și invers povestea, dar ceva s-a întâmplat. Acum,
ca și mesaj, să zic pozitiv, în această poveste, ar fi credința. Credința vă dă stabilitate, ia ancoră, da? Vă găsiți stabilitatea prin credință, prin rugăciune. Și repet, cei care ați fost rațional, acum trebuie să descoperiți. Și iar comunicarea, scrisoarea, e o scrisoare aici, comunicarea cu cine, cu acest personaj, vă ajută să treceți obstacole. E interesant, sunt munți, dar dacă comunicați, munții aceștia pot fi trecuți și se ajunge la stea. 16, iar să însemne ceva pentru unii dintre voi. Dar aici este steaua la numărul 16. Nu este tur, nu este steaua, este speranța. Credință. Am zis, e un test de credință pentru unii dintre voi. Cineva, acest personaj are cheia la sufletul vostru, am zis? Și sunt două chei. Și doi de trei. Asta, nu știu, sunt multe chestii care îmi vin acum. Ce înseamnă 2 de 3? Cu alte cuvinte, puteți să comunicați și suferința pe care o simțiți în lipsa lor și suferința prin care ați trecut până să-i cunoașteți. Și apoi al doilea, al treilea ar fi și dragostea și atracția și speranța și chiar și obsesia. Pentru că am văzut diavolul. Dar diavolul înseamnă foarte multe. Afară de obsesie înseamnă și relații toxice. Probabil că ați trăit niște relații toxice. N-ați știut ce e dragoste cu adevărat. Până să treceți în această super mare suferință, vă face să discerneți. Interesant că asta înseamnă judecata. Discerneți. De fapt, acum iubiți. Acum iubiți. Interesant, cărțile s-au oprit la I love you. Dar hai să mai vedem alt mesaj. Asta este, trebuie să transformați. Și ca și, am spus, moartea înseamnă moarte și renaștere. Ce rămâne de manifestat încă, nu s-a manifestat comunicarea. Da? 2 și cu 7, iar 9. 3 și cu 6, iar 9. În speranță, în expansiune, în dragoste. Lucrurile astea trebuie manifestate. Încă nu s-au manifestat și astea fac, înțelegeți, fac parte din transformare, din 8. Altfel, ia uite, mai, deci ia uite, iar vine. Altfel, ia uite. Cinstea este esențială. Cineva nu a arătat în această poveste, a purtat măști. Da, a fost pasiune, dar a arătat prea puțin, a arătat în spate. De ce mă dai floarea în spate când personajul nu te mai bagă în seamă? Ia uite cum întoarce spatele, 8 de cupe, vedeți aici, 8 de cupe. Degeaba. Și atunci, tot cu mască, nu știu, cine vorbește. Cu dragoste și cu adevăr. 2 de 3. Dragoste și adevăr. Astea sunt îndrăgostiții, da? Și o nouă dragoste. Eventual, ia uite, 2 și cu 6, 8. Exact. Se poate renaște dacă vreți. Dacă nu vreți, nu vreți. Da? Vedeți cu ochișorii voștri. 2 și cu 6, 8, 8. Da, vorbeam de renaștere. Îmbrățișați această oportunitate a iubirii. Vorbim de iubire, nu de muncă. Această, ia uite, spiritual growth, această dragoste vă crește din punct de vedere spiritual. Cum? Prin credință, prin rugăciune. Repet, și cine nu s-a rugat până acum, începe să se roage. Fiți doritor să vă exprimați dragostea. Ia uite. Și choose love, choose, 33 înseamnă 6, 6 îndrăgostiții reprezintă și alegeri în dragoste. Alegeți dragostea și exprimați dragostea. Hai, fuguța, fuguța. Ia uite ce mi-apare. Energia sexuală, vreau să zic între voi. Apare justiția. Balanță pentru unii. Fiți în echilibru.
Aici n-a fost balanță, aici n-a fost corectitudine. Și interesant că chiar casa 8, în aceste de cărți, iar aveți 8, 8, 8. Vi se poate echilibra viața intimă prin această atracție, prin această relație cu acest personaj, dar asta înseamnă să fiți sinceri. Iar 3, comunicare, și 8, care transformă. Dacă nu comunicați corect, nu se transformă. Asta e clar. Ia uite, și îndrăgostiți, aveți de ales, ia uite. E o separare. Dacă nu, altcineva va fi cu persoana iubită. Încă o carte, energia sexuală dintre voi și acest personaj. E un personaj cu care nu vă puteți juca, adică nu știu, sau poate să fie și invers. Iar 7 de spade, nu ați arătat, mă, stați spate în spate, deși v-ați dorit unul pe celălalt, da? Justiția, 7 de spade și 10 de monede. Poate că a fost o căsătorie, dar nu cred. Eu cred că satisfacția cea mai mare, sau dacă o fi fost, o fi fost acolo în relația cealaltă, aia, așa zis, stabilă, acolo este amărăciunea cea mare. Aici, energia sexuală dintre voi, aici se poate, dacă comunicați în echilibru, corect, și vă întoarceți față în față, cum să faceți dragoste când stați spate în spate, nu? Cum să faceți? Cum să vă explorați corpurile și sufletul și mintea, nu? Aici este 10, direcția către care puteți să mergeți dacă transformați, dacă lăsați să se manifeste transformarea. Dacă lăsați lucrurile așa cum sunt, asta e. Regrete eterne, da? Ia, trebuie să munciți. Iar 8. Trebuie să exprimați dragostea. Au rămas neexprimate. Fatătica, ca s-a pus să fac și cealaltă, celelalte numere. Cam atâta, dragii mei. O să mai fac și despre ei cu altă ocazie. Deocamdată am zis dragoste. E un personaj. E un personaj. Cineva nu a exprimat pasiunea și nici sentimentele. Pasiunea e una, sentimentele sunt alte chestiuni, dar nici una, nici alta. Am zis că o să integrez aceste de cărți. Ia. Cam asta este. Da? Dacă sunteți căsătoriți, probabil vreți să fiți independenți ca să faceți, ca să vă potriviți cu personajul independent, unii dintre voi. Unii. Acușica, au, înțeapă, înțeapă dragostea, love hurts, dedicație pentru numărul 1, love hurts. Acum, numărul 2, vedeți că cărțile, nu știu dacă le vedeți, dar măcar crinul, hai să vedem. Din această serie am ales acestea mai albe. A venit în mod special regele de monede, marele preot, brah, 10 de cupe și roata norocului. What the shit? Și la capătul setului de... Aș vrea să rămân doar cu cărțile astea dacă aș putea. Și la capătul setului de cărți, asul de spade și 10 de bâte. Și faetonul. Cineva, ia uite, cineva care simte că a pierdut o ocazie cu voi sau poate voi simțiți că ați pierdut o ocazie cu cineva. De la distanță, faetonul vine peste mărșițări. Eventual, vine cu viteză. Dar faetonul acesta este decis să treacă peste toate blocajele și nu doar peste blocaje, să aibă victorie. Și este decis să se implice 100%, da? Să depună efort în relație cu voi. Rămâne de văzut când se va întâmpla, pentru că încă nu s-a manifestat. Dar acest personaj este, aș spune, bogat. Regele de monede este foarte bogat, probabil care moștenește cu marele preot o bogăție specială. Dar se simte lângă voi bogat din punct de vedere spiritual și emoțional. Și păi, deci adică totul, împreună voi puteți să fiți totul. Sunt o întâlnire de destin foarte specială care le-a schimbat viața. Da? Voi și cealaltă persoană la care vă gândiți, nu știu. Apare semn de apă, semn de pământ, taur, Fecioară, Capricorn. Și cele 4 semne fixe, aș spune Taur, iar Leu, Vărsător și ce mai era? Și îmi scapă. Taur. Ceambre. Mai Taur.
Ce mai îmi scapă? Vărsător. Leu. Care mai era, măi? Ăsta e un blocaj acum. Probabil că această întâlnire manifestă în acest moment un blocaj. De ce îmi scapă mie a patra? Taur. Scorpion, mami! Pentru că trebuie să treceți prin transformare, da? Ce înseamnă scorpionul? Aici este blocajul. Trebuie să treceți prin transformare. Mersi mult. Da. Hai să vedem. Ce cărți? Bine, acestea sunt așa mesaje în plus. Vedeți crinulețul? Imperial, apropo de rich man. Da? Personaj bogat. Educat, umbla prin lume, într-o formă sau alta. Nu știu cât e de educat, dar e umbla prin lume. Ori bogat, ori bogat spiritual. Sau poate unul e bogat fizic, altul e bogat spiritual, educat. Unul plimbat, altul plimbat prin cărți și prin biblioteci. Sunt mai multe tipuri de plimbări, știți? Alții chiar se plimbă astral. Hai să vedem numărul 2. Oh, ce pare? 7 de bâte. Deocamdată, da. Iar e un soare. E o trezire la această dezamăgire. E o dezamăgire că s-a pierdut o ocazie, da, există niște răni în spatele. În spate, adică în trecutul vostru, ori împreună, ori separat, știți că se întâmplă. La o vârstă avem și noi bagaje, toți avem în bagajele noastre o durere, cel puțin o durere, nu? Și soarele și cu trei de cupe, probabil pentru unii să fie un personaj din jurul prietenilor și acest personaj să aducă bucurie, să aducă un soi de vindecare. Și cineva vrea să vă protejeze. Hai să vedem. O dată, de două ori, ce apare 6 de cupe. De două ori. 6 de cupe înseamnă o întâlnire cu un personaj cu care ați mai fost în altă viață, cu care ați fost poate în copilărie sau de trei ori. Sau prin preajmă, e zona în care locuiți pentru mine 6 de cupe. E un personaj care vă simțiți. Bine, iau temperatul. Magicianul, mamă, de ce cărți aveți mai la crinul ăsta? Extraordinar. Împăratul, un personaj în control, care se controlează, probabil a vrut să fie totul conform regulilor stabilite de familia sa sau de el, ea. Poate să fie și femeie, ar fi nasol să fie o femeie în energia sa atât de masculină, excepțional de masculină. Dar sunt figuri masculine, după cum vedeți, dacă e bărbat, e 100% bărbat, 100% masculin, doamnelor. Și acest personaj vrea să manifeste, este ceva nou, vrea să manifeste o legătură stabilă, nu doar control. Aș spune, vrea să începe să manifeste credință, da? Le transformați. În asta constă, am vorbit, vedeți aici, iar este un 8. În asta trebuie să se transforme acest personaj, sau nu știu, poate nu-l știți. Poate nu-l știți sau nu știți, dar acest personaj trebuie să transforme niște chestiuni care țin de casă, de dorința de a avea control, de a domina, de a domina, inclusiv sexual. Da? Și are foarte mult de transformat. Că ați văzut că m-am blocat tocmai la Scorpion. Și apare 8, casa 8 a sexualității, a morții și a renașterii. De ce? Casă. 4, 1, 5, interesant. Deci nu poate să treacă la relație stabilă. N-aș spune musai contractuală, cât contract spiritual sau spirituală profundă, până nu transformă ceva. Poate o atitudine manipulatoare, poate un fel de a comunica, poate dorința de a avea control, are ceva de transformat. Regina de spade la capătul setului de cărți, 5 de bâte, conflicte, conflicte cu alții. Ia uite, unul este, da, există dragoste, asul de cupe, există și pasiune și dorința de a comunica, dar sunt foarte mulți, probabil că familia, prietenii participă la acest conflict, 5 de bâte. Și atunci, interesa magicianul și regina de spade. Acest personaj trebuie să-și descopere un soi de autonomie mentală, un fel de a gândi special, să nu mai poată fi influențat eventual. Poate că din acest motiv apare acest împărat, dorința de a domina, pentru că sunt foarte mulți eu.
Sunt în preajmă mulți, 5 de bâte. O fi un alfa male, dar chiar și așa, cât ar fi de alfa, când vrei dragoste pură, cum e acesta, crinul acesta, asta îmi transmite dragoste pură, nobilă, regală, nu poți să fii în control, nu e suficient să fii alfa, trebuie să fii și spiritual, trebuie să fii și comunicativ, trebuie să fii și blând, nu doar plin de pasiune, da? Și probabil că aici este mai greu de exprimat emoțiile. Hai să și clarificăm. Împăratul. O, ce puteți aici. Poate că... vedem. Iar apare, iau-te, judecata, regele de monede și 7 de bâte. Cărțile acestea au mai fost. Aici plânge. Aici trebuie să se transforme acest personaj. Asta trebuie să gândească, să renască, nu doar discernământ, gândirea autonomă, cât și renaștere, iau-te, renaștere către spiritualitate, ascensiune. De la personajul în control și personajul care are bani, dar protejează. Aici este varianta frumoasă. Și a împăratului, da, vedeți aici, ia uitați-l cum e cu nasul pe sus, ia uitați-l, da, haideți să vă mai zic, că poate nu știți, alfa nu e niciodată arogant, deci alfa nu este arogant, este protector, uitați-vă și la animale, deci alfa niciodată nu e, poate cineva încearcă să pară alfa, dar are de transformat. Știți voi că interesant că și infinitul ăsta într-un fel sau altul, dacă îl separi, da? Dacă desfaci, scoți coada șarpelui din gura lui, îl transform într-un alfa, da? Alfa. Așadar, cineva trebuie să devină mai protector, să-și folosească banii în direcții pozitive și nu cu aroganță. Aici este transformarea unui personaj. Probabil că știți. Da, trebuie să se gândește cum să vină înspre voi, să se lupte cu toți cei pe care i-am văzut, cei la 5 de bâte, și să vă protejeze și să vă ofere stabilitate. Magicianul. Mai nu știu dacă e doamnă, e... vedeți cum discerne și voi mesajul. Dar aici sunt elemente, sunt, iau-te, masculin toată ziua. Magicianul, clarifică magicianul. Multe. Eremitul, temperanța și diavolul. Foarte multe cărți, se dorește comunicare, clar, după cum au venit cărțile, mai mult decât la numărul 1. Magicianul înseamnă și comunicare, și informare, și discernământ, da? Și capacitate de manifestare. Posibil acest personaj a văzut această atitudine arogantă sau un control la, eu știu, una, o altă figură masculină din viața sa, tată, profesor, eu știu, director de club sau, în fine, cineva, nu știu, un personaj și a învățat de acolo să fie cu nasul pe sus. Dar asta trebuie să se transforme. Da? Deocamdată, acest magician trebuie să înțeleagă lecția, de ce a pierdut ocazia în relația cu voi, de ce a pierdut alte, eu știu, ocazia iubirii, să-și spune, iubirii adevărate, într-o formă sau alta, poate nu doar cu voi, poate și cu alte situații, da? Trebuie să-și descopere steaua, credința, credința, marele preot, temperanța, iar credința pentru care niște adicții, wow! Iar, în primul rând, un superego cu diavolul și cu împăratul superego, dorința de a domina, am zis, inclusiv la pace, asta nu mai e dragoste, pardon. Totuși ați ales o floare albă care simbolizează dragostea pură. Și am văzut un as de cupe. Încă nu știe să manifeste acest personaj. Încă e obsedat. Ar vrea să vină să comunice lucrurile astea, dar probabil că va comunica la un moment dat. Însă, interesant, temperanța, 14 și 15. Temperanța este singura care anihilează diavolul. Probabil că e o perioadă de însingurare, de tăcere. Da. E tăcere între voi, de-aia își dorește renașterea. E tăcere între voi și tăcerea este pusă de divinitate tocmai ca să se vindece.
Poate că și voi aveți de vindecat niște relații toxice. Poate că și voi, nu doar ei. Poate și voi aveți de vindecat niște adicții, frici, ego, da? Sunt niște chestiuni de vindecat. Și apoi lucrurile vor merge. Ia uite, împărăteasa, vor crește după o perioadă de așteptare. Dar după înțelegerea confuziilor și a, cum să zic, fugii de iubire, clarificăm marele preot. Dragostea în această perioadă pentru numărul 1. Wow, dar ce văd? Vedeți și voi ce văd eu? Da. Unii n-au înțeles că, de fapt, legăturile profunde, acelea de durată, până la moarte sau până moartea fizică îi va separa, nu sunt acelea în control, în karmă, în ego, ci sunt în credință. Hai. Nu știu ce am exprimat acum, dar în fine, așa a venit mesajul. Marele preot. Trei de cupe. Spânzurat. Să fie cineva în afara căsătoriei, să fie pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar ce mai văd? Eu văd acum, în primul și în primul rând, o schimbare de perspectivă foarte necesară. Iar înspre rugăciune, înspre speranță, înspre credință. Și acest trei de cupe poate să fie interesant, poate în preajma prietenilor, unul dintre voi, voi, eu știu, care sunteți, nu-mi dau seama care sunteți. Un ghid spiritual printre prieteni. Un ghid spiritual printre prieteni. Aș mai vedea cele trei grații. Cele trei grații, o chestiune. Ha, mai dăm o carte pe trei de cupe. Ursitoarele. Care vin fiecare cu o cupă, cu un dar. Apropo, interesant, poate frumos ar fi să ascultați și etalarea de Rusalii. Fiecare vin cu urează. Ceva de bine. Mai dăm o carte pe acest trei de cupe ca să înțeleg și eu. Interesant. Și regina de monede. Marea preoteasă invers, e dorința de a comunica, trei, iar ține de comunicare. La un moment dat, va dori acest personaj să comunice. Că își dorește o relație serioasă. Regina de monede este soția ideală. Marele preot poate își dorește, da. Vreau să spun că am văzut, acum să spun, am văzut botez. Trei de cupe cu marele preot în acest moment m-a trimis cu gândul la botez. Poate are legătură pentru unii dintre voi. Apoi, marea preoteasă. În această perioadă de tăcere, cine analizează, cine se vindecă de niște tendințe toxice negative, vrea să comunice faptul că își dorește o soție, o regină de monede, o femeie serioasă. Probabil că vă vede pe voi, femeie serioasă. Dacă sunteți bărbați, s-ar putea să treceți prin toate aceste situații și să descoperiți în preajma voastră, printre prieteni, un personaj educat, de o valoare deosebită, și la un moment dat să vă doriți să le comunicați toate transformările prin care ați trecut, toate vindecările, toate, eu știu. Da. Sper că ați înțeles în principiu. În principiu mergeți la acest număr 2. Mergeți de la relații în control, în ego, după o perioadă de tăcere și de hiperanaliză cu eremitul, mergeți
spre vindecarea unor tendințe toxice și spre manifestarea unei partenere sau a unui partener care vă dorește alături sau a unei partenere serioase, valoroase, de bun simț, aș spune. Și Marea Preoteasă invers cu 8 de bâte și cu magicianul sugerează totuși comunicare după o perioadă de tăcere. Dar tăcerea aceea a fost necesară ca să se vindece, ca cineva să renască la o atitudine nu egoistă, nu obsedată de bani, nu obsedată de control, ci o persoană protectoare, deschisă către dragoste, către evoluție. 8 de bâte pentru mine înseamnă evoluție. Ia, curățăm cărțile. Ia, dăm despre această persoană. Mai dăm niște detalii. Deci dacă e bărbat, o să... Vedeți, își dorește o relație serioasă cu voi. Dacă e femeie, la fel. Își dorește, vă așteaptă, să zic. Are credință cu marele preot, se roagă. Are credință că veți fi împreună. Ia dați-mi despre această persoană cu o carte. Faptul că a venit Marea Preoteasă invers sugerează o persoană, iar serioasă dacă e femeie, care nu are secrete, care nu are chestii dubioase, energii dubioase în jur. Marea Preoteasă e energie frumoasă, dar într-un anumit context. Dar faptul că a venit invers, am zis, e o persoană sinceră. Dar asta dacă vă faceți lecțiile și dacă vă vindecați de persoane karmice, de persoane extrem de sexuale, dar fără noblețe, aș spune, fără noblețe. Vă dați seama că nu e suficient. Într-o relație de lungă durată, nu e suficient doar să fie atracție sexuală. Aveți nevoie de înțelegere, de mai multe lucruri, de stabilitate și asta nu are cum să vină de la o persoană care este toxică. Logic. Ne mai dăm o carte. Despre persoana care vine. Sau pe care, despre care am vorbit acum. O carte. Pe marele preot. Carte pe marele preot. Uf, multe, dar acestea au ieșit. În față, interesant. 29, băi, ce carte frumoasă. 29, ba, extraordinar. Ce cărți ați primit. A meritat așteptarea. Bărbatul și femeia. Man and woman. Regele de monede, regina de monede. Amândoi super valoroși și soarele. Aici este. Dar, ca să ajungeți aici, unul dintre voi, mai ales cel care este în această vibrație a împăratului, trebuie să se transforme, să-și găsească credința. În acest grup, energia feminină aduce trezirea, aduce stabilitatea. 3 și cu 1 este 4, este împărăteasa în manifestare. Altfel de stabilitate, nu aceea din ego, nu aceea prin aroganță, exact asta despre care am vorbit mai devreme, regele de monede și 7 de bâte. Îl ajută pe bărbat să fie într-adevăr alfa. Alfa este protector. Alfa nu domină. Este beta care vrea să fie alfa, dar nu domină. Alfa pur și simplu este bărbat. Și interesant că aveți 2 oameni puternici, probabil că și unul și altul este alfa. Amândoi sunteți, nu poate fi, cam greu, da? Nu cam greu, cam rar, dar așa e fain. 2 oameni puternici, bărbat și femeie. Ia uite, față în față și soarele. Extraordinar de frumoasă energia între voi. Și 18, loialitate. Legătură cu căței, iar căței. Să reprezinte ceva, un mesaj pentru voi. Mai dăm? Ia, curățăm cărțile. Sper să mă ține. Țină, mesaj.
Aveți ceva de iertat? De iertat, o atitudine a voastră sau pe cineva din trecut care v-a inspirat greșit? Mesaj. Alegeți dragoste. Alegeți dragostea. Unde să o pun? O pun pe aici, să o vedeți. Alegeți dragostea. Întotdeauna avem ceva de ales. Facem această alegere și, ia uite, aveți credință. Aveți credință. Aveți foarte mult de lucru. Eremitul. Aveți gemeni fecioară. Gemeni fecioară, taur. Pești, drac, scorpion, capricorn. N-am zis taur, fecioară, capricorn. Ce mai aveți? Berbec. Ce mai era pe aici? Săgetător sau alte semne de foc. Dar alegeți dragostea și aveți credință. Hai să vedem energia sexuală dintre voi. Man and woman. Wow, ce frumoase cărți! 29-28. Vedeți? 2 și cu 8 se reduce la 1, la magician. Trebuie să înveți acest personaj să manifeste adevărata sa energie masculină, nu aceea de arogant, de... Împăratul înseamnă foarte mult. Personaj care s-a concentrat pe bani și a creat stabilitatea prin bani și a creat, eu știu ce, eu știu, relații, job-uri, autoritate, dar nu suficient. Energia sexuală dintre voi. Vedem. Ce cărți frumoase. Energia sexuală dintre voi. Un cărțulie, două, ops, trei, ia. Nebunul. Încă. Cred că între voi încă ceva nu s-a manifestat. Wow. Așteptarea asta ca celălalt să se transforme este copleșitoare. Dar unul dintre voi, iar apare diavolul, 15 să însemne ceva pentru unii dintre voi. Ah, ce frumos! Ia uitați! Ia uitați! Aveți răbdare! 17 numărul stelei. Iar credință, răbdare. Vai, un Union of Hearts! Trec de la una la alta. Mai. Suflete perechi, ce-o fi pe aici? Sau alte flăcări. În fine, nu mai comentez de flăcări. Trebuie să o luați de la zero. Din punct de vedere sexual, unul dintre voi are niște tendințe toxice la care trebuie să lucreze. Clar. Poate că e și obsesia față de cealaltă, de femeia. Iată, patru de spade. Deocamdată se lucrează la capitolul comunicare. Trei de cupe, puterea și iată e, iată e și moartea. Moartea și lumea, wow! Eu cred că între voi nu s-a manifestat nimic sexual deocamdată. În această perioadă trebuie să... Da, patru de spade pentru mine e eremitul, varianta mică. Trebuie cel care are mai mult de vindecat în tendințele tale, sale toxice să lucreze cu el. Eventual trebuie să învețe să refuze. Aha, interesant, niște oferte. Interesant, ca să poată manifesta trei de cupe, l-am văzut aici, sub, vedeți, cărțile sub Marele Preot. Să poată manifesta satisfacția aceasta cu sufletul său pereche, cu persoana, interesant, aici este puterea, da? Cu persoana aceasta, cu femeia aceasta puternică, am zis, e un alfa cu o altă femeie foarte puternică, da? Și împreună vă veți transforma. Moartea. Vă veți transforma viața din multe puncte de vedere, dar din punct de vedere sexual veți avea niște satisfacții pe care nu le-ați avut, chiar dacă a existat acel diavol, da? Nu le-ați avut cu nimeni. Asta înseamnă o eventual Kundalini, trezirea lui Kundalini sau un anume fel de a aprecia femeia dintr-o perspectivă pură, da? Că ați ales crinul, nu misogină, da? Nu ca obiect sexual, nu, pur și simplu această femeie este tot ce v-ați dorit și veți fi pentru cineva tot ce și-au dorit. Dar încă, eventual, trebuie să refuze niște surogate, da? Niște oferte de duzină din partea altor persoane, da? Și să o ia de la zero.
Pentru că aici patul e împăratul, cel care vrea să domine și prin minte, vedeți, și prin minte, și prin cuvânt, și prin atitudine, da? Ei, asta trebuie transformat și să ia acest personaj, să o ia de la zero. Sau voi, sau voi, veți vedea pentru cine e mesajul. Voi să o luați de la zero, să renunțați la acest personaj care a încercat să aibă control asupra voastră, să renașteți și să atrageți oameni care vă apreciază, oameni care sunt puternici, da? Care nu văd femeia ca pe un obiect sexual, ca pe o satisfacție de moment sau ca pe un motiv de a domina, de a fi deasupra femeii, nu zic fizic, mental, da? Ci care, deci să atrageți bărbați care vă pun, sau un bărbat, nu bărbați, un bărbat care vă pune la loc de cinste, care vă adoră și vă iubește. Aici este transformarea înspre care mergeți. Da. Și satisfacții fizice vor fi imense, dar repet, cu persoana care trebuie. Nici nu se compară. Nici nu se compară ce ați experimentat până acum. Chiar și persoana aceea cu multă experiență sexuală, cu multă, să zic, energie. Nici acea persoană, tocmai pentru că n-a știut ce e a dragoste, n-a putut să experimenteze ce veți trăi voi împreună. Drăguț, dragii mei, drăguț, mă bucur pentru voi. Acum, deocamdată n-am strănutat, parcă nu, parcă nu. Hai să vedem, sper să ne pregătim. Și voi vă pregătiți, da? Cei care ați ales acest super, super frumos, ia, vedeți? Trandafir. Creana, nici nu știu cum să-l pun ca să-l vedeți. În timp ce am amestecat setul de cărți, ce apăruse? Ah, steaua, ce frumos! Și regina de bâte apăruse. Pasiune, pasiune, creativitate, dar și steaua. Steaua, speranță. Sperați că lucrurile vor fi bune. Sau poate că vin visurile pe care vi le-ați către care v-ați proiectat la un moment dat, încep să se împlinească, rămâne de văzut. La capătul setului de cărți aveți patru de bâte. O întâlnire cu acest personaj eventual la care țineți foarte mult. Deocamdată există o supărare, ori în viața lor, ori în viața voastră, din cauza unui personaj care poate a fost prea concentrat pe bani și celălalt prea mult pe emoții și lucrurile n-au mers. În fine. Ideea este că vă doriți, patru de monede, să creați stabilitate printr-o întâlnire. Să oferiți flori, să primiți flori, eu știu. E o speranță încă. Hai să vedem ce o mai fi. Curățăm cărțile. Aveți de vindecat. Steaua înseamnă vindecare, nu doar zodia. Și, dragii, nu vorbesc de zodia săgetătorului, vorbesc de casa 11, nu săgetătora vărsătorului, casa 11 a vărsătorului, care înseamnă să aveți răbdare în împlinirea unor dorințe, eventual cineva de printre prieteni vă poate ajuta. Hai să vedem. Numărul, la ce suntem numărul 3? Dragoste, în această perioadă. Odată. Uf, ce pare? Faetonul. Mergeți înainte, mergeți înainte. Don't look back. Moarte, transformare, dar trebuie să lăsați pe cineva în urmă, clar. Să vă vindecați că a apărut, da. Să vă vindecați de cineva, eventual. Eventual, vindecarea va aduce transformare și o pasiune la un moment dat și poate chiar mai mult. Dar. O dată, de două ori, de trei ori. Sper să nu se închidă. Sper să nu se închidă. Of.